Nu mai e nicio speranță. Ionuț Gologan, tânărul condamnat la moarte în Malaezia pentru trafic de droguri, va fi spânzurat în luna decembrie. Sentința este definitivă și irevocabilă. Cu lacrimi în ochi, tatăl lui și-a făcut bagajele pentru ultimul drum spre fiul său aflat în închisoare. E bolnav, vă dați seama acum, stă și cu supătatea, că știe, că la 7 decembrie. Recent, Gigi Becali a intervenit și a ajutat financiar familia care nu reușea să strângă banii necesari pentru biletul de avion și cazare. Omul de afaceri i-a plătit acum toate cheltuielile lui Dumitru Gologan ca să poată rămâne acolo mai mult timp și să-și ia rămas bun. În plus, va veni el însuși în Malaezia, însă grațierea este în puterile altcuiva. A plătit 500.000 de euro al doilea avocat de acolo. Dânsul a vrut să mai plătească 2 milioane de euro cauțiune. Nu i s-a acceptat. Singurul care poate să-l salveze la momentul acum e sultanul de acolo. Ceea ce n-am ajuns să stau de vorbă cu dânsul, nici Camelia Tudă să-i consulă de acolo. Ionuț Gologan are 24 de ani și este din localitatea Telega. El a fost închis acum 3 ani când a fost prins cu 1,5 kg de metamfetamină pe aeroportul din Kuala Lumpur. Deci avea o putere, mai duce la lua de acolo și asta e în locul lui. În cei 3 ani de când Ionuț Gologan a fost condamnat la moarte, statul român a plătit 70.000 de euro pentru un avocat din oficiu. Gigi Becali a angajat vara aceasta un al doilea avocat, dar nimeni nu a reușit până acum să obțină anularea pedepsei sau să-l aducă pe tânăr să fie judecat în România.